am convenit ce spune Părintele Iusinian, așa mi-a sugerat, și dacă este vorba de Părintele, facem ascultare. Așa că vom proceda, deci, tipicul este următorul. Mai întâi, vom da cuvântul domnului Sorin al Petrei, care la centenarul Arseniei Papacioc, 2014, edita această carte între timp și veșnicie, Viața pentru Arseniei Papacioc. Am să termin la câteva fraze. Sorin al Petrei, ucenic apropiat al Părintelui de mai bine de 20 de ani, a reușit să creioneze cu finețe și autenticitate chipul Părintelui Arseniei din prime ani ai copilăriei, petrecute în satul natal Misleanu, stăvătând apoi perioada răzbucimată ale istoriei, urmărindu-i destinul fascinat prin închisorile regimului carlist, antonesian și comunist în pustie, apoi prin diferitele mănăstiri unde a fost permanent urmărit de securitate și până la urmă vieții sale pământești sărășite la mănăstirea de la Teichelion. Scrisă cu inimă de ucenic, cartea cucerește prin sensibilitatea și bunul simț cu care sunt relatate și comentate întâmplările. Simplitatea și încălzirea stilului lasă loc unei prezențe vie a Părintelui, cu atât mai mult cu cât o mare parte din relatări sunt amintiri povestite de însăși Sfinția sa. Mă bucur mult, domnule Sorin. Știam de carte, știam de așa, dar mă bucur că l-am cunoscut și într-adevăr, o mare bucurie. Ați venit cu chipul Părintelui. Deci, chipul Părintelui s-a dus de la Constanța, de domnul Sorin al Petrei. Și vă rugăm să privegem împreună în această analiză duhovnicească pe care ați arătat-o și în această carte. Mulțumesc mult! Seara!